Viezurele sau bursucul este un mamifer omnivor care se hrănește cu fructe, semințe, larve și chiar ouă furate din cuiburile păsărilor care cuibăresc la sol. Este mare amator de porumb, pe care îl îngrămădește în vizuină în cantități de până la 50 de kilograme de știuleți. În general, toamna își face provizii, deși iarna are o activitate în general foarte redusă, iar grăsimea pe care o câștigă toamna îi asigură în iernile mai blânde supraviețuirea chiar și fără rezervele din vizuină. Spre deosebire de alte animale, mai ales de vulpe, viezurele este un animal deosebit de curat. Și pe imaginile surprinse se poate observa cum își aerisesc vizuina. Locuințele bursucilor sunt complexe, cu galerii lungi de 7-8 metri, unde au prevăzute încăperi separate pentru locuit, pentru provizii și pentru excremente, acestea din urmă fiind periodic astupate și înlocuite cu altele noi. Mania viezurelui pentru curățenie este exploatată uneori de vulpe. Simpla instalare a unei vulpi în apropiere determină mutarea viezurelui, care nu suportă mirosul apăsător. Bursucii sunt activi atât ziua cât și noaptea, după cum se observă în imagini, fiind mereu animați de foame, pofte și instinctul de a aduna provizii.